Apar noi informații despre asaltul asupra clădirii Congresului din 6 ianuarie, iar CNN relatează că agenții de securitate l-au condus pe vicepreședintele Mike Pence într-un loc sigur cu doar un minut înainte ca susținătorii lui Donald Trump să invadeze sala de ședințe. Tensiunile sunt și mai ridicate pentru că este în plină desfășurare procesul de punere sub acuzare a lui Trump, iar Senatul ar trebui să se reunească mâine pentru a decide dacă actualul președinte va fi suspendat sau nu cu o zi înainte de încheierea mandatului. I hope everything just goes smoothly and calmly with no hiccups. I hope nobody comes from either side because of COVID and everything else. So I hope it's just an easy and simple transition. I'm sure security will stay for some time after inauguration, but it's hard to say if we'll have the same type of turnout that was in the Capitol last week, just because of how many National Guard are here and how difficult it is to even get close to the White House or the Capitol. So I guess we'll wait and see. Centrul Capitalei Federale arată ca un oraș pustiu, spun localnicii, care recunosc că nu au mai văzut o asemenea desfășurare de forțe. It's quite eerie. It's quite eerie to see so many National Guard vehicles parked, cutting all the streets. We just wanted to have a walk and see how things are like right now, and it's really eerie. It's not a feeling that I like, especially for a day like the 20th. Definitely different downtown, seeing everyone with like large guns and tanks and things like that, and people have had trouble commuting into the city for sure because of all the blockages and things like that. So I think it's been more quiet so far the past 5 days. Departamentul Justiției a anunțat că a arestat un oficial ales al statului New Mexico, Coy Griffin, unul dintre fondatorii grupării Cowboys for Trump. Griffin intenționa să meargă la Washington înarmat cu o carabină și un revolver pentru a protesta în timpul ceremoniei de investire a președintelui Joe Biden. De asemenea, Griffin s-a aflat printre cei ce au luat cu asalt clădirea Capitolului pe 6 ianuarie. Totuși, el nu a intrat în clădirea Congresului, ci s-a oprit pe trepte.